Matei, a ajuns momentul nostru. Tati este îmbrăcat în pantalonii lui preferați. Și ce pupui? Propun să-i murdărim cu cerneală. Să vedem reacția lui. Să-i murdărească pantalonii. Dar de cerneală nu se ia. Da, Mircea cam o ia razna. Tati, vrei să-ți arăt ceva? Un gândac într-o gumă de mesecat? Las că mi-ajunge. Nu, e ceva foarte fain. Gata, m-ai mestecat-o. Și ce vrei, Mircea, să-mi arăți? A? Stai un pic să-ți arăt. Eu nu cred că Mircea vrea să facă asta. Mircea, oprește-te! Cu siguranță tati te va scoate din joc. Hai, spune dată, și ce ai în mână? Aici este cerneală. Și la ce trebuie? Școala oricum nu s-a început. Mie, nu-mi trebuie, iată ție, da? Nu pricep nimic. Gata, începe. Mircea trebuie să se oprească. Tu ce spui? Să o facă sau nu? Hai, Mircea, eu nu am timp de pierdut. Dacă nu spui, eu plec. Stai puțin, ia privește aici. Ce-ai făcut, Mircea? Ce-i asta, Mircea? A făcut-o. Cerneală? Da. Mircea a dat cerneală și pe pantaloni, și pe șosete, și pe jos. Cearșaful, plapuma. Mircea, nu trebuia. I-ai distrus pantalonii. Pantalonii mei preferați i-ai deteriorat, Mircea. Da, tati deja poate să-i arunce la gunoi. Ieși din joc, ieși din challenge. Și cum procedăm mai departe cu coliba lui Mircea? Va rămâne pustie. Păi n-am spus, așa și va fi. La ce a trebuit lui Mircea să facă astfel de prank? Tati, eu știu cum să-i cureț, dar cu o singură condiție. Curăț-i mai repede, nu te râde! Știe cum se șterge cerneala? Ăsta nu e prank, e o catastrofă. M-aș supăra și eu în locul lui tati. Promite că-i vei face. Da, promit, ce anume, spune odată. Și curăță pantalonii. Vreau aici, acum, o piscină cu apă caldă. Piscină? În casă? Promit, dar numai curăță-i odată. Tati o să facă orice, numai să-și întoarcă înapoi pantalonii, teferi și nevătămați. Fetelor, ați auzit? Da, Mircea, am auzit totul. Tati a promis piscină. De fapt, cerneala este magică. Mircea, de ce zăbăvești? Curăță-i odată! Nu trebuie să faci nimic, doar trebuie să aștepți. Ce să aștept? Să se usuce. A, să se usuce și să rămână așa murdar. După ce se usucă, vopseaua se evaporă singură. Ce? A, într-adevăr, vopseaua a dispărut, a rămas doar ud. Ha-ha! Se evaporă vopseaua aceea! Ce tare! Și cât de ușor a câștigat o piscină! Ce, a fost un prank? Da, dar tu mi-ai promis ceva. Am înțeles. Am plecat să-ți aduc piscina. Da, iată acum coliba lui Mircea va fi cea mai tare. Bine că am făcut coliba aici în casă. Afară a început să plouă. Drept zici, Mircea, dacă făceam cortul afară, ne lua cu tot cu el. Mircea, poftim piscina, poftim pompa. Acum și aduc apa. Uite, chiar o aduce. Dar nu văd ce este cu pantalonii lui tati. O punem chiar la noi în cort și așteptăm apa. Hai, Matei, ajută-mă. Chiar piscina cea mare. Ce-i drept că de pantaloni, Melissa, nu văd nici eu. Matei, ajută-mă. Wow! Și este toată galbenă. Iar pantalonii mei, într-adevăr, s-au uscat și parcă n-au pățit nimic. Nici urmă de cerneală. Asta e farsă. Tati!
tati, lasă vorba! Noi deja am umflat piscina toată apa. Aduc! Chiar le aduce apă! Ieșiți din piscină, îmbrăcați-vă costumele de baie, eu torn apa. Ok, atunci ne îmbrăcăm. Da, Mircea a fost curajos și uite ce a obținut el în colibă, o piscină! Ce m-aș bălăci și eu în această piscină! Afară e frig, plouă, iar în casă e bine și cald. Piscina este plină cu apă caldă, deci vă puteți băga în ea. Mati, hai să testăm! Wow, apa chiar este caldă! Eu vreau bălăcioală! Iar eu o să not pe spate. Iar pentru curaj și pentru că v-a reușit prank-ul, recunosc și eu, aveți un mic cadou la piscină. O fântână. Fântână în piscină? Da, poftim. Ea luminează și aruncă apă. Deschide-o mai repede, Mircea. Chiar sunt curioasă să văd ce poate să facă ea. Dar mie mi-este foame. Eu am luat mâncare din frigider și am destul aici. Dar parcă aș mai vrea ceva. Dar nu funcționează această jucărie. Nici lumină nu are. Pune pe apă. Pe apă? Wow! Scăpă și apă, dar face și luminițe. Dar și merge. Vai! O fântână cu lumini în piscină, în casă. Da, Mircea. Da, cred că toți și-ar dori așa ceva. Mircea și Matei, bălăceala e bălăceală, dar nu uitați de challenge-ul nostru. Voi alegeți următorul challenge. Numărul 7. 7? Tu ești născut pe 17. Tati, 7 membri în familia mele mie. Dar oare câți membri în familie ai tu, cel care ne privești? Da, familia noastră este mare, dar oare ce ascunde acest număr? Cred că tocmai e momentul. Mănâncă după culoare. Tati, exact la timp a venit acest challenge. Chiar îmi era foame. Înseamnă că eu mănânc de culoare roșie piepene. Alb înghețată. Da, după această bălăceală mi-este foame și mie. Galben, banană. Nu, iarăși vă greșiți. Aș fi fost prea previzibil. Veți mânca ce vă pică. Până tati pregătește acolo următorul challenge, noi o să punem o bombă în apă. Haide, Matei. Privește, Matei, se colorează apa. Wow, este foarte roșie apa. Și câte culori avem? 5. Verde, alb, albastru, galben și roșu. Și cum alegem culoarea noastră și ce să mâncăm? Va trebui să demonstrați abilitățile voastre de a mânui o minge de tenis. Iar mâncarea sunt niște legume delicioase. Castravete, ceapă, roșii și lămâie. Dar albastru ce e? Că nu se potrivește nicio culoare. Dacă vă pică albastru, aveți un premiu. Și noi ne îmbrăcăm, să mâncăm și noi. Așteaptă. Pot începe eu, pentru că sunt cea mai flămândă. Melissa, poftim mingea de tenis. Nu mai sper să nu-mi nimerească ceapă sau lămâie. Și... Nimic, Melissa, mai încerc o dată. Ok, și... Castravete! Acum noi să încercăm. Hai, Matei, aruncă. Wow! Încă un castravete. Mircea, să vedem ce mănânci tu. Sper să fie lămâie. Mircea, mai ai o încercare? Mulțumesc. Și primul premiu care va înfrumuseța coliba lui Mircea și Matei este
o masă de biliard! Wow, nu vine să cred! Eu o vroiam! Poftim, Mircea! Mami, ai rămas tu? Și eu, doar mai ai premii? Mai am, și ceapă, și premii. Fie ce-o fi! Mami, cât pe ce să iei o roșie? Eu roșie am, aș vrea și eu castravietie. Dacă iau mai ceapă, da? Da, poftă bună! Hai, mami! Hai, mami! Că mă mănâncă ea cu poftă! Eu n-aș putea nicio felie! Fug repede să mănânc roșii de la mine din coș! Cât de mult mi-a plăcut challenge-ul pe care l-am ales eu! Dar noi nu avem niciun premiu? Da, eu am mâncat ceapă! Iar noi deja despachetăm jocul nostru! Wow! Ce greu este! Dar ce mare! Bine m-ați convins! Oricum le aveam deja pregătite! Căci dacă nimereați fiecare dintre voi în apa cea albastră! Roșu pentru mame, Jenga... Tati, se numește Kierplank, nu Jenga! Și pentru nimisa alb, vei face vată dulce! Vai, vată dulce o să aibă! Vă, ce cadouri! Voi putea să fac singură vată acasă, în cort! Voi face pentru fiecare, unul roșu, altul galben și pentru mine unul alb. Dar eu cu cine voi juca, Kierplank? Probabil cu Ionuț, oricum se plimbă din colibă în altă colibă. Și... wow! Voi face vată dulce foarte, foarte multă! Eu asamblez Kierplank-ul și aici trebuie să pun biluțele doar după ce pun biețele. Deja practic este asamblat ultima piesă și gata! Pot face vată de zahăr! Doar pun firul în priză și pornesc! Da, Melissa, drept zici! Ionuț deja este aici la mine! Am cu cine să mă joc! Uite așa, Ionuț, le punem inițial aici și apoi biluțele în această gaură! Gaură? Da! Noi punem picioarele de la masă! Tati, știi? Aparat am, dar zahăr nu! Nu știu de unde să iau! Atât de mult aș fi vrut ție să-ți fac o vată pe băț! Melissa, iarăși cu șmecherii! Hai să punem biluțele! Da, pe toate! Stai că le pierdem! Și să înceapă jocul! Știu, Melissa, că vrei să ne șmecherești, dar eu, într-adevăr, vreau o vată dulce de casă! Poftim zahăr! Mulțumesc! Chiar acum încep să fac vată! Inițial ștergem praful de pe masă. După aceea punem bilucele. Dar noi cu Ionuț deja a început jocul. Hai, Ionuț! Scoate bățul! S-a dus o biluță! Ce șmecher! Acum eu! Hai tu scoate altul! Și eu? Wow! Două biluțe! Să înceapă jocul! Și să nimerească în gaură cât mai multe! Încă un pic! Punem să se încălzească, dar cel mai interesant este că pot mănuia acest aparat copiii de la 8 ani! Deci eu am voie! Hai, Ionuț! Și încă o dată, alta! O biluță! Și încă o dată, și la mine! Și încă o dată tu, hai scoate! Foarte greu! Wow! O mai rămas încă 1, 2, 3, 4, 5 biluțe! Și să vedem cine câștigă în acest challenge! Bravo! Cât pe ce? Aparatul deja s-a încălzit, îl opresc, punem o linguriță de
zahăr și apoi îl pornesc. Așa și start! Văd că deja vine! Parcă este pânză de pe înger! Acum îl învârtesc așa. Este identic ca la magazin. Așa îl învârtești și se formează un cerc făcut din vată de zahăr. Cât de mult mi-am dorit să fac acasă așa ceva. Dar dacă vrem să fie colorat, trebuie să-i punem colorant alimentar. Priviți că mi-a reușit! Poftim, tati! Ți-am făcut o vată de zahăr! Nu am voie să mănânc zahăr, dar de la tine vată de casă voi mânca! E gustos? Foarte! Atunci să mai fac! Și pentru mine și pentru ceilalți! Eu îi pregătesc lui tati un alt prank! Știi oare ce e asta? Probabil că mami vrea o piscină! O, mami, da, da! Eu repede acum curăț aparatul de făcut vată și imediat vreau să văd ce prank a pregătit mami! Canapeaua este roșie și tati nici nu va observa când se va așeza pe aceasta! Vai la toți! Colibile sunt arhi pline cu luminițe, cu jocuri, jucării, diferite aparate casnice, dar și mobilier foarte interesant! Mai vreți un challenge ca să vă îmbogățiți încă o dată coliba? Da, sigur! Eu vreau! Mai am nevoie de mult din colibă! La noi chiar dacă este plin, spațiu mai este! Dar la mine camera practic este goală, aș mai vrea ceva! Atunci, mami, este rândul tău să spui următorul challenge, numărul acestuia! Eu de mult mă gândeam la acest număr, 16! Câte pături și plapume am folosit în challenge-ul nostru! Chiar le-ai numărat pe toate și sunt chiar 16? Iată dacă am greșit sau nu, să ne zică abonații! Ei să numere foarte atent! Chiar sunt curioasă! Câte pături sunt în total? La mine 1, 2, 3... Melissa, lasă să numere abonații! Într-adevăr, Melissa, abonații noștri sunt foarte atenți în vlogurile noastre, pentru ce și le mulțumim! Iar noi ne uităm ce este la numărul 16! Probabil că am greșit ceva. E de la un alt challenge. Scrie: țintește în poartă. Dar ce, vom juca fotbal la noi în mansardă? În casă? Da, tati, ai încurcat challenge-urile. Curtea cu mansarda. Dar dacă așa ai picat challenge-ul, atunci să fie fotbal la noi în mansardă. Ce? Distrugem podul nostru și corturile! Cât de mult ne-am chinuit să le facem! Melissa, știi ce? Mie îmi place să joc fotbal, dar ție! Dar stați pe pace! Veți avea cel mai minuscul teren de fotbal pe care l-ați văzut vreodată în viața voastră! Așa! Și piciorul de fapt este un deget! Iar mingea cât un ochi de pește! Și cine va juca în acest challenge? Bună întrebare, Melissa! Într-adevăr, vom mai avea doar două echipe. Echipa celor roșii și echipa celor galbeni. Melissa, în jocul ăsta, din păcate, tu ești o minge. Și eu nu voi primi niciun cadou? Tati, ia loc și pregătește-ți terenul de joacă pentru fotbal! Da, mami, chiar îți mulțumesc pentru că toată ziua stau doar în picioare. Vă pregătesc challenge-uri, cadouri. Și o tine este chiar foarte larg aici și... Tati, ce ai mâncat azi? Asta eu? Tu! Mami, mă scuz, dar nu am vrut. Te rog să mă scuz. Iarăși! Tati, ai făcut! N-am făcut nimic!
Da, mami, super! Cum așa s-a întâmplat? Tati, poți să vii înapoi? A fost o farsă! Voi ce? V-ați spus cu toții la sfat ca să râdeți de mine? Nu, tati, e așa o coincidență! Pur și simplu eu nu ți-a uitat-o aici! Apropo, tati, nu mai vreau gumă! Hai, hai! Se termină acuși cu premiile! Îmbrăcăm uniforma, așa pe degete, și apoi adidașii pentru fotbal, sau cum se numește această încălțăminte. Aaa, perfect! Și capul e aici. La mine este un pic altfel. Și încălțămintea galbenă. Terenul de fotbal este pe foaie. Dar, deoarece Mircea are, de fapt, o masă de biliard, am putea folosi ca și gazon artificial. O, într-adevăr, Mircea, dă biliardul aici! Dar să nu distrugem gazonul meu! Hai, Mircea, că nu mă distruge nimeni! Ia să vedem! Așa, punem porțile! Balonul pe mijloc! Și să înceapă jocul! Nu, 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 poate! Wow, cât pe ce! Stai! Opa! Gata, știu din ce cauză nu se primea! Uite, papucii erau îmbrăcați invers! Atunci să jucăm al doilea time! Eu încep și dau un șut extrem! Wow! Și... Hop, hop, hop! Stai! Oh! Au, de poartă! Hai! Stai! Am așa un capic! Atunci trebuie să ne grăbim! Ți-ai dat singur gol în poartă! Gol la Mircea în poartă! Eu dansez! Și scoara! Indubitabil, echipa celor roșii a câștigat! Iar ție îți place fotbalul? Ai reușit vreodată să dai vreun gol? Tati, și care este premiul? Nu cumva o minge de fotbal? Într-adevăr, o minge de fotbal și două echipe. Nu cred așa ceva! Dă-o mai repede în coace! Să o despachetez! Cât de mult îmi place acest joc! Mircea, hai, îl jucăm cu ăsta! Hai! Melissa, pentru tine am un challenge separat și doar pentru tine. Să te gândești la cea mai groaznică poveste de seară. Pentru că deja se așează seara, noaptea. O poveste de groază? Așteptați! Nu veți putea dormi la noapte! Am de asamblat aici o masă întreagă, un teren de fotbal! Nu nimic, am ocupație aici în cort! Ca povestea mea de groază să fie mai cu efect, voi folosi acest gândac și voi face un prank de groază! Stai, privim după schemă, terenul îl băgăm aici în acest lemn și apoi terenul este aproape format! Mami, mai încet, îmi faci poftă! Da, și eu nu mă pot concentra la poveste! Le pare rău că nu au și ei așa joc? O să mă joc și eu acum fotbal! Uite, deja l-am asamblat! Da, terenul meu de fotbal deja este pregătit! Stai că e bun! Hai, dă-i! Este! Încă puțin! Mami, tu cum joci? Și cu echipă și cu altă concomitent? Mă uit și eu, Melissa! Nu este corect! A, bine! Stai! Hai, dă-i! Dă-i repede! Hai, hai! Este gol! Mami, privesc și nu pot să cred! La tine fotbaliștii se rotesc de parcă ar fi niște elici de la avion! Mami, faci
fotbal, nu chiurtoș. Toti, cum pot așa și joc? Privește ea, mami. Dă-i! Privește, mami. Fotbalistul se mișcă așa și... gata, dă pas. Atât, mami. Nu-l rotește așa, ca iriții de la avion. Ok, să încercăm. Da. Cam așa, mami. Ai văzut? Ce simplu! Dar mie îmi place oricum așa.